v-am găsit! Sunt Valentina Moisei și vă prezint știrile publica.md. Un microbus în care se aflau 9 persoane s-a aprins în mers. Incidentul s-a produs la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei. Pompierii au fost alertați aproape de ora 6. Până au ajuns la fața locului, autovehiculul a fost însă cuprins de flăcări și a ars aproape în totalitate. Pasagerii mergeau la o înmormântare. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Cauzele izbucnirii incendiului nu se cunosc deocamdată. Aproximativ 20 de tone de combustibil s-au scurs la un depozit din apropierea orașului Bălți. Incidentul s-a produs aseară, în timp ce carburanții erau descărcați dintr-o cisternă în alta. La fața locului s-au deplasat două autospeciale, dar și reprezentanții Inspectoratului Ecologic de Stat. Aproximativ 65 de kilograme de hașiș au fost depistate și confiscate de polițiștii de frontieră în colaborare cu inspectorii vamali. Drogurile au fost găsite într-un autoturism înmatriculat într-o țară europeană la intrarea în Moldova prin punctul de trecere Giurgiulești-Galați. Cercetările continuă. Mai multe detalii găsiți pe publica.md. Negocierile privind formarea unei majorități parlamentare care să aleagă un nou guvern vor continua și astăzi. Democrații urmează să-i anunțe pe liberali și deputații neafiliați despre discuțiile avute ieri la întâlnirea consultativă cu reprezentanții PCRM. În urma acesteia, părțile s-au arătat încrezătoare că în timp scurt vor fi găsite soluții pentru depășirea situațiilor de criză din țară. Mai mult, democrații sunt de acord cu participarea la guvernarea a PCRM dacă formațiunea va sprijini cursul european al țării. 30 de oameni au murit, iar peste 35 au fost răniți după ce autocarul în care se aflau a căzut într-o prăpastie de aproape 200 de metri în Nepal. Medicii susțin că numărul victimelor ar putea să crească deoarece mai multe persoane s-au ales cu traumatisme grave. Potrivit informațiilor preliminare, autocarul s-a dezechilibrat din cauza numărului mare de pasageri. Un taiwanez în vârstă de 53 de ani a construit o mașină doar din telefoane mobile. Pentru această operă, el a folosit 25.000 de aparate de telefonie. Bărbatul susține că scopul principal a fost să le arate oamenilor cum pot fi transformate în operă de artă lucrurile care au devenit aparent inutile. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem mâine dimineață!